Salutare tuturor și bine v-am regăsit, eu sunt Gino, iar astăzi ne vom juca GTA San Andreas Multiplayer. Bine, dragi prieteni, hai să ne oprim aici. Și să vedem. Trebuie să-mi cumpăr o armă și trebuie să mănânc ceva pentru că nu mai am vieți. Așa, da. Venim aici și dăm it. Trebuie să mâncăm de mai multe ori, aparent. Ok. Mâncăm până ne îngrășăm. Perfect. Cred că suntem destul de grași acum. Și hai să vedem. Nu mai știu care era comanda. Parcă slash buy gun. Arma pe care o vreau. MP5 și câte gloanțe. Să mă gândesc. Cred că 120 sunt suficiente, nu? Hopa. Ceva nu-i bine. Slash buy gun. Hai să vedem. Așa, da. Păi, hai să facem așa. Slash buy gun MP5 și 120. Perfect. Ok, exit. Și acum avem ceva gloanțe și o armă cu care să ne apărăm. Ceea ce este mai mult decât super. Ok, hai să vedem ce putem face pe aici. Știu că e foarte multă poliție în zona asta, deci nu cred că aș vrea să vadă cineva că am o armă. Ce ziceam? Foarte multă poliție. Chiar foarte multă. Ok, bănesc că e ceva normal pe serverul ăsta, nu? Ce vrei să faci? Ești pe trotuar. Eu sunt pe trotuar, tu ești pe trotuar, ce facem? Ah, m-a recunoscut. Hei, salut! Salut, virgulă, hai noroc! Cu capa. Ok. Deci de-aia a venit el pe trotuar să se întâlnească cu mine. Băi, ce romantic, mă! Unii dintre voi sunteți așa de romantici. Sper să se uite la clipul ăsta. Asta e bou, nu mă vede aici? Aș vrea să-l împușc, numai că e un polițai lângă mine și s-ar putea să mă împuște polițai. Ok. Ce facem noi acum? Trebuie să mă gândesc. Ne ferim de camioane. Asta unul la mână. Și nu cred că o să-mi fac jobul în acest episod, pentru că nu aș vrea să pierd timpul aiurea. Aș vrea să fac chestii interesante și relativ distractive. Sau cea de genul ăsta. Să mă gândesc. Mașină foarte mișto, ar fi fost mare păcat să intru în ea ca un nesimțit. Ce fac chinezoi pe aici? Takimuri aveți? Sunt singurul care mai râde la poate de genul. O ambulanță, ceva nebunie. Vreau să-mi cumpăr o mașină șmecheră, dar încă nu m-am gândit ce mașină ar fi suficient de șmecheră. Și de asta păstrez o droaie de bani. Dar cine știe, mă gândesc și vom vedea. Și explora ceva aici. What the fuck? Ah, și am mai explorat ceva acolo. Ok, lucrurile sunt destul de dubioase. Acum nu o să pot să răspund la toată lumea la mesaje, dar în caz în care vă întâlnesc pe stradă, schimbăm două vorbe și ne vedem de treaba noastră, bănesc. Așa. Nici măcar eu nu știu ce aș putea face. Bă, frez. Hai să lovim. Bum.
asta mă supără pe mine și cred că vrea bătaie. Ia uite bă! Fugi, ginuțu! Chiar tipul care mi-a dat mesaj, lol! Băi! Au! Cred că mai mult mă sinucid eu decât să mă prind de el. Dar unde se ascundea? Interesant. Că nu-l văd. Era pe aici, pe în zona ascuns. Ca să vezi. Să vezi și să nu crezi. Păi, nu știu. Hai să mă duc să-mi repar și o mașină, totuși. Da, fac o șmecherie și nu o repar aici. O repar în partea aia alta orașului, unde traficul nu este atât de încărcat. Ce ziceți de chestia asta? Mereu încetinesc când trec pe lângă o mașină de poliție. Ceva om pe aici, ce stă în mijlocul drumului, fără un motiv aparent. Interesant. Nu o să judec. Și să vedem. Aha, gata. Nu prea mai știu exact pe unde era locația unde îmi reparam eu mașina, dar aparent acum am găsit-o. Și sper să nimeresc unde trebuie. Ia să vedem. Opa! Așa, acum pun benzină. O să dureze puțin, dar nu foarte mult. Și după aia o să trească să-mi repar mașina, ceea ce o să fie relativ interesant pentru că mașina mea mereu se distruge suficient de repede. Ok, da. Hai să intrăm aici și să ne reparăm mașina. Perfect, ne-am reparat mașina. Probabil o să o stric imediat, dar contează mai puțin. Și, ce să facem noi, ce să facem? Ok, păi, hai să mergem, nu știu, în oraș. Cred că vom merge în oraș. Dar nici nu prea am ce să fac pentru că sunt singur și atunci când sunt singur, nu găsesc chestii de făcut. Atunci când sunt cu cineva, ceva mai distractiv. Ceva mai distractiv pentru că, nu știu, râzi, glumești, chestii astea și pare mea. Nu știu, chiar dacă nu faci ceva în mod special, tot e mai distractiv decât să fii singur să te plimbi cu mașina prin oraș. Hashtag adevărăciune. Și încă n-am stricat mașina, ceea ce este o premieră. Dar cât de curând o să mă lovească vreun fraier și o să o strice. Veți vedea. Vă spun de acum. Sunt atâtea ganguri care dau tag-uri pe aici și pun pariu că mașina aia Huntley este a unui gangster care a murit încercând să dea un tag aici. Opa, a ajuns salarul! Salarul a ajuns aici. Și aparent pot să fac level up. Oh, buy level. Ok, sigur că da. Voi pierde doar 2 puncte de respect. Se merită, zic eu. Și am câștigat și 20 de gold. Wow, golden legendary! Da, mi-am stricat mașina.
Nu m-a lovit niciun idiot, eu am fost idiotul care a stricat mașina. Se întâmplă. Se întâmplă destul de des. V-am spus că nu o să stea foarte mult timp în stare bună. Cineva trebuia să o strice. Și mai bine să o stric eu decât să o strice altcineva. Că după aia va trebui să-l omor pe acel cineva. Opa, ou. Ok, a bubuit omului mașina. Nu-l lasă înăuntru nici să mă împuște. Da, nu-l lasă înăuntru, nu văd de treaba mea. Am mai încercat o dată să ajut pe cineva și mi-a furat mașina. Deci, mă duc să-mi văd de treaba mea. Cel mai bine așa. Cel mai bine să faci chestia asta. What the fuck? Ce neregulă cu ea de pe acolo? Să pierd timpul pe aici, pe lângă ei? Destul de periculos. Un elicopter? Jesus! Serverul ăsta e puțin dubios. Dar e în același timp foarte distractiv, pentru că găsești mereu ceva de făcut pe el. Și observați, noi ne plimbăm, nu facem absolut nimic, dar totuși e ceva distractiv de făcut. Și mai ales țin cont că am o armă. În caz de nevoie pot să mă bat cu diversi playeri și să facem PvP și nebunel. Deși dacă nu ești într-un gang sau ceva de genul ăsta, nu știu dacă are sens să te împuși cu alți playeri. Poate cu poliția. De ce nu? Dar cine știe, în cazul în care te bușești cu noi, un accident acolo, ești nervos și îi distrugi mașina, viitorul, casa, familia, îi omori cățelul. Se întâmplă, am văzut în filme. Și da, nu știu, ne plimbăm și nu facem nimic. Dar nu vreau să-mi fac jobul, adică aș putea să mă duc acum să-mi fac jobul și să mai pierd încă câteva minute, dar nu prea are sens. Chiar nu prea are sens. Mai bine căutăm chestii de făcut. Și acolo mașina care lipitează? Oh! Ce-a fost asta? Jesus! Am crezut că o să mor. Opa. Hai ho că nu ești foc. Ce mama naibii s-a întâmplat? Cred că pe străduța asta a fost cineva care a împușcat pe altcineva și nebune. Cred. Nu știu. Opa. Dar nu am nici cea mai vagă idee. Chiar nu am nici cea mai vagă idee. Dar oricum am supraviețuit, n-am pățit nimic. Ceea ce a fost chiar interesant. Păi, cred că o să ne oprim aici. Adică nu am făcut foarte multe chestii, dar... Opa, ulo, ce asta, ce asta? Nici nu ne-am răsturnat. Ceea ce e șmecherie mare. Și da, noi ne vom opri aici, sper că v-a plăcut acest clip, sper că vi s-a părut interesant și ne vom revedea cât de curând. O zi cu ne-am doresc, bye bye! De asemenea, dați un like în cazul care v-a plăcut acest clip. Și dacă nu v-a plăcut, de ce nu, dați un dislike, pentru că un dislike nu a omorât pe nimeni. O zi cu ne-am bye bye!